Mai ieri, tot în drumul taberei, au căzut două mașini într-o groapă și se dădea viceprimarul Bădulescu de ceasul morții că era semnalată, ia uite, e la fundul gropii semnul că-i sepat. Dar aici cât jumătate de carosabil, de bandă, o denivelare, un șant, o groapă, nu-i semnalată nici într-un fel, cineva poate sferește și face accident, cineva nu sferește și rămâne fără roată. Și primăria o să zică, era semnalată, n-a fost șoferul atent. E de un lat de palmă adâncă groapa. Și primăriei nu-i prea pasă. Cum nu-i pasă de toată strada asta, prelungirea Ghencea.